Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit taroscopul lunii februarie pentru zodia Capricorn. După cum v-am obișnuit, în taroscopul lunar îmbin analiza astrologică, horoscopul și divinația intuitivă cu astrozaruri, cărți de tarot și cărți oracol pentru a vă da o analiză cât mai completă și cât mai detaliată pentru luna care vine. Dacă vreți să urmăriți doar o rubrică anume, aveți în descriere momentul de timp la care începe fiecare rubrică în parte. În analiza astrologică a lunii februarie, vă prezint cele mai importante evenimente astrale, precum și modul în care aceste conversații planetare ne influențează pe noi la nivel global ca și societate. În partea de horoscop, vă dau interpretarea specifică pentru zodia voastră și modul în care aceste evenimente astrale poate să vă influențeze la nivel personal. Iar la final, cu tehnicile de divinație intuitivă, adaug un strat suplimentar de simboluri și subînțelesuri, astfel încât fiecare dintre voi să aibă ghidarea intuitivă necesară pentru a lua cele mai bune decizii pe cont propriu în luna februarie. Astrozarurile fac legătura între astrologie și tarot și ne dau energia generală a lunii. Cărțile de tarot merg mai în detaliu și ne uităm pe cele trei etape ale lunii, prima parte, mijlocul lunii și ultima parte, iar la final, cărțile oracol ne dau un gând frumos ca să finalizăm tot acest video pe o temă pozitivă. Și acum hai să începem cu analiza celor mai importante evenimente astrologice ale lunii februarie și să vedem ce pot să ne aducă acestea în plan global, social, pentru toată lumea. Luna februarie va fi una foarte încărcată din punct de vedere astrologic. Încă din prima zi a lunii, din 1 februarie, avem două evenimente astrale importante. La ora prânzului, Soarele face aspect tensionat de cuadratură cu Marte, urmat de intrarea planetei Venus în Vărsător în jurul orei 4, ora României. Cuadratura Soare-Marte poate să ne aducă la nivel global o escalare a tensiunilor între liderii politici ai lumii, între formatorii de opinie ai societății noastre. În zonele tensionate de pe glob putem să vedem o escalare a conflictelor armate, conversații tensionate și chiar posibile invazii armate în încercarea de a câștiga teritorii noi. În țările care nu au conflicte armate în desfășurare, această cuadratură poate să se manifeste prin confruntări, discordanță și posibile certuri între politicienii țărilor respective. Intrarea planetei Venus în Vărsător, micul benefic în zodia societății, a globalizării, a tehnologiei și a viitorului, va aduce pentru următoarele 25 de zile schimbări în domeniul modei, a tendințelor de frumusețe, machiaj, coafură, îmbrăcăminte, încălțăminte, design de interior, arhitectură și arte de orice fel. O să vedeți o mai mare apropiere față de tehnologie și de viitor. Culorile în trend vor fi puternice, țipătoare, fosforescente. Pentru următoarele 25 de zile revin la modă tunsorile drepte, angulare, foarte curate și îngrijite. O să vedeți în trending tot mai multe opere de artă computerizate, digitalizate. În arhitectură și design de interior o să se pună accentul pe iluminat artificial, accente de lumină cu bandă de LED-uri sau cu neoane. Pentru aceia dintre voi care nu sunt dispuși să schimbe 100% garderoba pentru o tendință care o să dureze la urma urmei doar 25 de zile sau care nu sunteți dispuși să vă reorganizați întreg designul interior al casei doar ca să-l modificați la finalul lunii februarie încă o dată, dar totuși vreți să fiți în tendințe, vă recomand mici accente de culoare pe paleta Vărsătorului în culori fosforescente, paleta de gri metalizat și albastru, cum ar fi o manicură cu niște culori mai ieșite din comun sau la nivel de design interior puteți să optați doar pentru schimbarea draperiilor sau a pernelor cu care vă decorați canapeaua în culorile tipice lui Venus în Vărsător. Pe 5 februarie la ora
15 și 43 de minute, Soarele face aspect de trigon cu nodul destinului și de sextil cu nodul karmic. Va fi un moment pozitiv, mai ales pentru zodiile Vărsător, Gemeni, Săgetător, Balanță, Leu și Berbec, dar și celelalte zodii pot să beneficieze de acest aspect pozitiv, de această conversație frumoasă, ușoară și de susținere între Soare și cele două noduri karmice al destinului și al karmei. La nivel global, o să observăm în jurul acestei zile mai multe discuții referitoare la modul în care vom proceda de acum înainte cu educația, atât cu educația primară cât și cu cea universitară, la modul în care putem să susținem și să ajutăm industriile care au fost grav afectate de această pandemie din 2020, în special discuții referitoare la industria aeronautică și la transporturi în general. Călătoriile pe scurtă și lungă durată vor fi foarte bine aspectate în această zi de 5 februarie. Pe 6 februarie avem iar două evenimente astrale importante. În cursul dimineții, în jurul orei 9, Venus, micul benefic, se întâlnește cu Saturn, marele malefic, dar și profesorul strict, dur al zodiacului. Imediat după prânz, la ora 13 și 42 de minute, Venus comunică de această dată un aspect de sextil cu Chiron, celălalt profesor al zodiacului. Vedem astfel că în această zi, de 6 februarie, Venus, micul benefic, comunică cu cei doi profesori ai astrologiei. Saturn, cel strict, impenetrabil, care ține foarte mult la respectarea regulilor, și Chiron, centaurul care s-a ocupat de educația eroilor din mitologia greacă. Prin urmare, această zi de 6 februarie va fi foarte importantă pentru domeniul educației. E posibil să vedem la nivel global un mai mare accent pus pe această zonă de educație care a fost grav impactată de pandemia anului 2020. Conjuncția Venus-Saturn va încerca să impună reguli mai stricte, să legifereze clar modul în care această educație online ar trebui să se întâmple, în timp ce sextilul Venus-Chiron ne arată că aceste noi reguli vor fi benefice, vor ajuta la o mai bună desfășurare a învățământului online, vor repara o parte din greșelile din trecut și îi vor ajuta atât pe profesori cât și pe elevi de acum înainte. În 7 februarie, la ora 5 și 32 de minute dimineața, Venus face aspect tensionat de quadratură cu Uranus. Micul benefic în domiciliul lui Uranus și Uranus în domiciliul lui Venus. Acest aspect de receptivitate dublă pe care l-au cele două planete va ușura puțin din tensiunea discursului pe care îl au în această zi. La nivel global, este posibil să vedem opere de artă ieșite din comun care atrag atenția asupra dezechilibrelor sociale, asupra problemelor mondiale de care ne lovim la momentul actual. Pe 8 februarie, la ora 15 și 47 de minute, Soarele se întâlnește în aspect de conjuncție cu Mercur, de data aceasta în mișcare retrogradă. Aici e posibil, pentru o parte dintre noi, să se reia anumite teme, anumite idei, discuții, conversații avute în ultima săptămână din luna ianuarie, când Soarele s-a întâlnit cu Mercur în mișcare directă. În 9 februarie, la ora 13, Saturn face aspect de sextil cu Chiron și finalizează anumite evenimente, discuții, acțiuni începute pe 6 ianuarie, când Venus s-a întâlnit cu Saturn și apoi a făcut aspect de sextil cu Chiron. Aici o să revină iarăși în centrul atenției temele legate de educație, de învățământ, de modul în care putem ajuta atât profesorii cât și elevii să traverseze mai bine această perioadă. În 10 februarie, la ora 14 și 15 minute, Mercur face aspect tensionat de quadratură cu Marte. La nivel global, o să avem parte de discuții foarte tensionate, de o escaladare a conflictelor. E posibil să vedem oameni politici, formatori de opinie, care ies pe scena publică și transmit mesaje încărcate de tensiune, mesaje menite să răscolească emoțiile și sentimentele publicului larg. Ziua de 11 februarie va fi pe departe cea mai importantă din această lună.
Aici avem 4 evenimente astrale foarte importante. În jurul prânzului, Mercur face aspect de trigon cu nodul destinului și de sextil cu nodul karmic. La ora 14:59 de minute, Venus se întâlnește în conjuncție cu Jupiter, urmat la doar 2 ore distanță de o cuadratură între Venus și Lilith. Și nu în ultimul rând, spre finalul zilei, la ora 21:05 minute, avem faza de lună nouă în Vărsător, luna nouă care marchează finalul anului chinezesc. Luna nouă în Vărsător este momentul în care noi putem să inițiem orice schimbare dorim să vedem la nivel global. Niciun vis nu este prea mic, niciun țel nu este imposibil de atins. Mai ales ținând cont de faptul că această lună nouă este susținută de aspectele pozitive pe care Mercur le face atât cu nodul destinului cât și cu nodul karmic și de conjuncția celor doi benefici, Venus și Jupiter. Tensiunea dintre cele două planete feminine, Venus și Lilith, dintre cele două arhetipuri de feminitate, ne arată că femeile sunt cele mai în măsură să inițieze aceste schimbări, să pornească aceste discuții necesare pentru a obține pacea la nivel mondial, pentru a îi ajuta pe cei mai oprimați și suprimați din societatea noastră. În 12 februarie, la miezul nopții, începe anul nou chinezesc, anul bivolului de metal, urmat doar 19 minute mai târziu de quadratura dintre Jupiter și Lilith. Anul bivolului de metal va fi unul foarte bun pentru toți cei care își doresc să avanseze în carieră, să facă investiții imobiliare sau să se căsătorească. În acest an nu trebuie să vă așteptați la rezultate foarte rapide, ci la rezultate de durată. Va fi mult de muncă, dar cei care sunt dispuși să depună acest efort vor beneficia și de rezultatele pe care bivolul de metal le promite. Quadraturile pe care Venus și Jupiter le fac către Lilith la începutul acestui nou an chinezesc ne arată că în următoarele 12 luni o să avem din ce în ce mai multe femei în poziții de conducere, în cele mai importante corporații mondiale, vom avea tot mai multe femei în poziții de conducere în politică, la nivel global. Pe 13 februarie, la ora 9:47 de minute, Mercur se întâlnește în conjuncție cu Venus. Mercur este încă în mers retrograd, așa că mare atenție la ce spuneți, cum spuneți, mai ales pentru femei, mare atenție la modul în care comunicați, pentru că aici apare riscul unor mici greșeli, erori, neînțelegeri. În 14 februarie, la ora 4 dimineața, Marte face aspect pozitiv de sextil cu Neptun. Și în acest fel mai ușurează puțin din intențiile războinice ale planetei Marte, pentru că Neptun este planeta care dizolvă limitele, planeta fără granițe, care ușurează și transformă totul în ceva efemer. În cursul serii, la ora 19:59 de minute, Venus face aspect pozitiv de trigon cu nodul destinului și de sextil cu nodul karmic. Același tip de conversație pozitivă cu cele două noduri karmice pe care au avut-o Soarele pe 1 februarie și Mercur pe 11 februarie este reluat acum de Venus. Și în urma inițiativelor luate pe 1 și 11 februarie, astăzi pe 14 februarie, cu Venus, micul benefic aici, putem să vedem și rezultate benefice, mici câștiguri, mici avansuri în această direcție. În aceeași zi, la ora 23:39 de minute, Mercur se întâlnește în aspect de conjuncție cu Jupiter, Marele Benefic. Toate aceste aspecte ne dau un 14 februarie, un Valentine's Day foarte plăcut, foarte ușor, foarte benefic pentru toți îndrăgostiții din lume. Profitați de această energie la nivel individual pentru a repara niște relații care au fost tensionate, pentru a duce mai multă armonie și plăcere în relația voastră. Marte va fi temperat, Mercur se întâlnește cu Marele Benefic, prin urmare, orice fel de conversație în cuplu este foarte bine aspectată în această zi. Pe 15 februarie, la ora 10 dimineața, Mercur face aspect tensionat de quadratură cu Lilith. Putem vedea aici, la nivel global, iarăși discursuri tensionate, inflamatoare, menite să creeze tensiuni. Pe 17 februarie, la ora 21:08 minute, Saturn face aspect tensionat de quadratură cu Uranus.
Acest aspect va fi simțit 2-3 zile înainte și 2-3 zile după momentul exact al quadraturii. Saturn, guvernatorul antic al vărsătorului, discută tensionat cu Uranus, guvernatorul modern al vărsătorului. Saturn se află aici pe poziția de superioritate, pentru că el se află în domiciliul său antic, în timp ce Uranus în Taur se află în semnul detrimentului său. Prin urmare, în această zi o să vedem aici tensiuni între oamenii care țin cu dinții de trecut, de tradiție, de modul în care se făceau lucrurile până acum și oamenii care se uită către viitor, către inovație, tehnologie și metode noi de a face lucrurile, de a schimba societatea. Pe 18 februarie, la ora 12:44, soarele intră în Pești. Cu această mutare a soarelui, se mai degajează puțin din energia acumulată pe zodia vărsătorului, unde rămân doar 4 planete. Pe 20 februarie, la ora 1 dimineața, Venus face aspect de quadratură cu Marte. Prin urmare, e posibil ca în după-masa zilei de 19 februarie și în cursul zilei de 20 să apară aici tensiuni, mai ales între femei și bărbați, între conceptul de feminitate și masculinitate, între protecție și invazie. Mare atenție la nivel personal, nu vă certați cu partenerul sau partenera de viață, țineți cont de faptul că acest eveniment astral poate să vă influențeze relațiile personale. Pe 21 februarie, la ora 2:52, Mercur își reia mișcarea directă. El va parcurge pentru a treia și ultima oară pe anul acesta intervalul care l-a retrogradat. Prin urmare, începând cu această zi până pe la mijlocul lunii martie, aveți șansa să mai revizitați anumite topicuri, teme, discuții de care v-ați mai lovit în cursul lunii ianuarie și februarie și care nu au fost rezolvate încă. 25 februarie va fi o altă zi încărcată de energie. La ora 3:51 dimineața, Marte face aspect de trigon cu Pluto. Cele două planete războinice au o conversație de susținere și e posibil ca în această zi, la nivel mondial, să se poarte anumite discuții în spatele cortinelor, în spatele ușilor închise, discuții care să ducă la o rearanjare a puterii mondiale, la o reîmpărțire a sferelor de influență. La nivel personal, nu o să vedem încă rezultatele acestor discuții, rezultatele acestor aranjamente secrete, dar e bine să ținem cont de ele. În aceeași zi, la ora 15:12, Venus intră în Pești și cu plecarea acestei planete din vărsător, iarăși se mai ușurează din energia acumulată pe această zodie. Odată cu intrarea lui Venus în Pești, se vor schimba și tendințele și trendurile în modă, artă, arhitectură, design și industria de beauty. O să revină în trend conceptele de feminitate boemă, efemeră, în arhitectură și design de interior, modul în care este integrată apa în design și în artă o să pună mult mai mult accent pe cinematograf și pe film în general. În aceeași zi, seara, la ora 23, mai întâi soarele face aspect pozitiv de sextil cu Uranus și apoi Jupiter face aspect pozitiv de trigon cu nodul destinului și de sextil cu nodul karmic. Aceste trei conversații pozitive vor aduce rezultate foarte frumoase pentru toți cei care sunt implicați în agricultură, mai ales în agricultura organică sau bio, investiții imobiliare, transport pe scurtă și lungă distanță, învățământ primar, secundar și universitar, filozofie, religie, călătorii. În 27 februarie, la ora 10:17 dimineața, avem faza de lună plină în Fecioară, ultimul eveniment astral important din luna februarie. Luna plină în Fecioară va veni cu finalizări și cu răsplată, mai ales pe domeniul medical. E posibil, începând cu această zi, să vedem o scădere semnificativă a cazurilor de infectare la nivel mondial și să înceapă să se vadă rezultatele benefice ale vaccinării în masa populației. Și acum, hai să vedem la ce ne putem aștepta în plan personal, în luna februarie, pentru cei care aveți zodia, ascendentul, luna natală sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în zodia Capricorn. Pentru voi, faza de Mercur retrograd se întâmplă pe casa a doua astrologică și poate să vă aducă
pierderi financiare, cheltuieli suplimentare și, în general, probleme legate de bani și finanțe. Marte și Uranus în Taur fac aspect tensionat de quadratură cu această zonă a vieții voastre. Prin urmare, pentru Capricorni, aveți mare grijă, nu este recomandat în luna februarie să investiți în obiecte de artă, pentru că e posibil ca aceste investiții să vă aducă pierderi. De asemenea, o parte dintre Capricorni este posibil să cheltuiască aici mai mulți bani decât ar fi plănuit pentru a face cadouri unei persoane de care sunteți interesați, că e vorba de partenerul sau partenera de viață, pentru cei care sunteți deja în relații serioase, sau de un posibil partener-parteneră pentru cei singuri. Nu încercați să impresionați această persoană doar cu bunuri materiale, pentru că mai devreme sau mai târziu o să vi se termină finanțele și nu are rost să vă dați o gaură în buget doar pentru că vi s-au aprins călcâiele. Partea pozitivă este că în decursul lunii februarie, nodul destinului și nodul karmic fac aspect pozitiv de trigon din casa a 6-a și a 12-a față de casa a 2-a. Ce înseamnă asta? Vești bune pe partea de sănătate pentru Capricorn. E posibil ca o problemă de sănătate cu care v-ați confruntat de mult timp să se rezolve acum și să vă coste tratamentul mai puțin decât v-ați fi așteptat. E posibil să aveți parte de o promovare la locul de muncă și asta să vă aducă niște bănuți în plus la salar, să scăpați de niște griji, de niște probleme. Momentul de lună nouă în Vărsător din 11 februarie este ziua în care energiile sunt cele mai concentrate aici pe casa a doua astrologică. Acesta este și momentul în care Capricornii pot să înregistreze această creștere financiară, o creștere în veniturile lor, dar pe de altă parte este posibil ca și unii Capricorni să își dorească să cheltuiască acești bani la fel de repede cum i-au primit. Pentru Capricornii care doresc să își schimbe locul de muncă, dacă ați început procesul de interviuri și discuțiile pentru această schimbare în carieră înainte de 1 februarie, puteți să semnați contractul oricând, în parcursul lunii februarie. Dacă, în schimb, ați început aceste discuții, aceste demersuri, de-abia după 1 februarie, ar fi indicat, dacă puteți, să încercați să amânați semnarea unui contract până după data de 20 februarie, când Mercur o să-și reia mersul direct și scade potențialul de probleme și de erori pe acest domeniu de viață. În toată luna februarie, Capricornii ar trebui să aibă grijă de fiecare dată când plătesc ceva, să vă asigurați că primiți restul corect înapoi. Faza de lună plină din 27 februarie se întâmplă pentru Capricorn pe casa noua astrologică, pe domeniul călătorilor în străinătate, al studiilor universitare, a religiei, filozofiei și credințelor capricornilor. Aici puteți să aveți parte pe acest sector de viață de foarte multă împlinire, bucurie și vești bune. Pentru o parte dintre Capricorni s-ar putea să aflați că se întoarce cineva din străinătate. Parte dintre voi s-ar putea să aflați că ați luat niște note foarte mari la examene și de semestru viitor poate chiar o să aveți bursă. O parte dintre voi s-ar putea să finalizați niște studii universitare de masterat sau doctorat și o parte dintre voi s-ar putea să primiți o ofertă de muncă din străinătate. În orice caz, finalul lunii vine cu foarte multe lucruri pozitive pentru Capricorni. Și acum hai să vedem care este energia pentru cei care aveți zodia, ascendentul, luna natală sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în Capricorn. Pentru voi, energia lunii februarie este cea de Jupiter în Scorpion în casa a 7-a și pentru Capricorn vor fi foarte importante relațiile în această lună, atât relațiile de dragoste cât și cele de afaceri. Cu Jupiter în casa a 7-a lucrurile o să fie foarte frumoase. Jupiter este marele benefic, pe sectorul relațiilor voastre o să vă aducă foarte multă împlinire, foarte multă binecuvântare și lucruri pozitive. Cu zodia Scorpion pe casa a 7-a, puteți să vă așteptați ca aceste relații să fie foarte adânci, foarte puternice, cu foarte multă atracție și magnetism. Scorpionul este o zodie de apă, prin urmare are niște trăiri emoționale foarte intense, foarte puternice. Și fiind o zodie fixă, odată ce s-a hotărât pe ceva,
foarte greu își mai schimbă opinia, foarte greu își mai schimbă părerea. Prin urmare, pentru acei capricorni care în această perioadă, în luna februarie, începeți o relație nouă, vreau să știți că această relație va fi una foarte bună pentru voi, foarte pozitivă, o să vă aducă împlinire atât emoțională cât și fizică și financiară. Și acest partener, odată ce s-a hotărât că vrea să fie cu voi, acolo rămâne. Cu Scorpionul pe casa a șaptea, lucrurile nu se schimbă ușor. Sunt împământenite. Dar mare atenție, dacă vreodată o să trădați acest partener, la fel de mult cum v-a iubit și cum a stat alături de voi, la fel de repede o să vă întoarcă spatele. Această relație este una pe care vă puteți baza atâta timp cât ambii parteneri contribuie egal, când ambii sunt la fel de implicați. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, Jupiter în Scorpion în casa 7 vă aduce mai multă stabilitate, o conexiune mai puternică între voi și partenerul sau partenera voastră. În relațiile de afaceri, Jupiter pe acest sector aduce foarte mari câștiguri financiare, dar iarăși cu o condiție, ca ambii parteneri de afaceri să își respecte datoria, să respecte contractul întru totul. Dacă unul dintre cei doi parteneri de afaceri nu respectă contractul, va avea foarte mult de plătit, va fi taxat amarnic, nu neapărat de celălalt partener, ci de karma, pentru că Scorpion este o zodie karmică. Și acum hai să vedem, ca și clarificare, niște mesaje de la cărțile de tarot pentru cei care aveți ascendentul, luna natală, o aglomerare de 4 sau mai multe planete sau sunteți în zodia Capricorn. Hai să vedem, pentru voi avem aici șaptele de săbii, hoțul, luna, lucrurile nu sunt clare, și nouăle de cupe, un final foarte fericit, un trofeu pe final de lună. Hai să vedem, pentru Capricorn lucrurile sunt foarte încălcite aici în luna februarie. Vedem pe prima parte a lunii șaptele de săbii, energia hoțului, a dezertorului. E posibil ca o parte dintre Capricorn să afle că au fost trădați, că au fost vorbiți pe la spate, că li s-a furat ceva sau că li s-a luat ceva ce lor li se cuvenea de fapt. Dar este la fel de posibil ca anumiți Capricorni să demonstreze acest comportament. Încercați să evitați pe cât posibil orice asociere ilegală, orice lucru care este la limita moralității sau la limita legalității, pentru că o să fiți taxați amarnic și ar fi foarte trist să ratați tot acest potențial de pe finalul lunii, pentru că aici, pe începutul lunii, nu ați știut cum să vă stăpâniți. Cu Mercur retrograd, pe casa a doua pentru voi, da, în vărsător, pe sectorul banilor câștigați prin muncă proprie, trebuie să fiți foarte atenți la locul de muncă, mai ales în prima parte a lunii, mai ales până în 20 februarie. Fiți foarte atenți să nu faceți gafe, fiți foarte, foarte atenți aici, mai ales în prima parte a lunii, să nu divulgați anumite secrete ale companiei voastre, anumite lucruri care trebuie să rămână confidențiale. Mare grijă pe acest sector. Cu șaptele de săbi este de asemenea foarte important să fiți conștienți că linia dintre mândrie și aroganță este foarte fină și nu vreți să o treceți. Pentru că aici apare foarte puternic riscul să fiți aroganți, să fiți catalogați în această categorie și riscați să pierdeți anumite oportunități din această cauză. Pentru o parte dintre capricorni, hoțul nu o să fie cineva din exterior care vă fură o oportunitate sau care vă ia locul bine meritat de voi, o să fiți voi înșivă, prin mândria și aroganța voastră, care vă furați singur căciula, așa că aveți foarte mare grijă aici pe prima parte a lunii. Pe mijlocul lunii vedem aici Arcana Majoră Luna, cartea care în tarot reprezintă zodia peștilor. Faza de lună nouă în vărsător din 11 februarie și zilele imediat după această dată vor fi foarte importante pentru voi. Începând cu etapa de lună nouă până când Mercur își finalizează mersul retrograd între 11 și 21 februarie, încet încet, pentru Capricorn, o să se ridice aici un văl, o ceață de pe ochii voștri și o să începeți treptat să vedeți lucrurile din ce în ce mai clare.
Pe măsură ce luna o să crească din ce în ce mai mult pe cer și o să se apropie de faza de lună plină de la finalul lunii, o să lumineze din ce în ce mai mult anumite lucruri care pentru voi erau neclare, erau ascunse, erau dubioase. Așa că evitați să luați orice decizii majore de viață înainte de 21 februarie. Încercați pe cât posibil să le amânați după această dată. Pentru că o să aveți mintea mai clară, mai ageră și o să puteți să luați decizii mai bune pentru voi. Și dacă reușiți să amânați aceste decizii importante, vedem aici pe finalul lunii cu nouăle de cupe că o să fiți răsplătiți. O să primiți un trofeu de la Univers, un premiu, un cadou. Să fie ceva ce voi v-ați dorit foarte mult să obțineți. Că e o relație, că e un loc de muncă, că e un statut social, orice vă doriți voi să obțineți aici pe finalul lunii, sunt șanse foarte mari să reușiți să aveți acest lucru, această persoană, această relație, orice ar fi ce vă doriți. Nouăle de cupe este trofeul pe care Universul vi-l dă cadou, pentru munca depusă în trecut, bineînțeles. Și înainte să finalizăm acest video, vreau să vă las cu un gând frumos, o să extrag o carte din aceste carduri, Puterea Gândului. Până când amestec eu cărțile, nu uitați să lăsați în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like acestui video. De asemenea, vă recomand să vă uitați și la videoul Horoscopul și etalarea de tarot pentru ascendentul vostru, pentru zodia în care aveți luna sau aglomerare de 4 sau mai multe planete. Și acum să vedem mesajul pentru luna februarie pentru Capricorn. Acum îmi creez un serviciu nou și minunat. Sunt total deschisă și receptivă către un nou și minunat serviciu în care îmi folosesc talentele și abilitățile mele creative și în care lucrez cu și pentru oamenii pe care îi iubesc, într-o locație minunată, câștigând bani frumoși. O mantră foarte frumoasă, un mesaj de ținut minte, mai ales pentru acei capricorni care își caută un alt loc de muncă. Țineți minte acest mesaj, țineți minte ce v-am spus, țineți minte avertismentele pe care vi le-am dat pentru prima parte a lunii și pe finalul lunii, după 21 februarie, veți putea sărbători obținerea acestui serviciu nou și minunat care să vă împlinească în toate planurile. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și în videourile următoare. Pa, pa!